Bun găsit, sunt Carla Tănasie și alături de mine astăzi este doamna doctor Anca Pantea Stoian, medic primar, diabet și nutriție. Bine ați venit și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți cu noi și de asemenea președinta Comisiei de Diabet din Ministerul Sănătății. Mulțumesc foarte mult, bună ziua, vă adresez și dumneavoastră, e cald, dar aici e foarte bine și mă bucur că suntem la acest talk show, aș zice, interesant în zona medicală. O să vă întreb mai întâi despre Ozempic. Nu mai este, toată lumea discută despre acest medicament. Din păcate am discutat și de faptul că este luat mult pentru slăbit, despre trafic. Dar aș vrea să-mi spuneți dacă pacienții cu diabete, dacă au de suferit pentru că nu va mai fi pe piața din România. Semaglutida injectabilă, pentru că despre aia este vorba, este o moleculă dedicată pacienților cu diabet zaharat tip 2. O moleculă nouă, extrem de eficientă, care are două forme de administrare. O formă injectabilă și o formă orală. Da, așa cum cred că toată lumea știe în domeniu, varianta injectabilă nu va mai fi disponibilă, cel puțin temporar. Nu știu care vor fi previziunile pentru anul viitor, dar în momentul acesta, de la 1 august, lucrurile sunt foarte clare, nu-l vom mai avea pe piață, însă există și a doua variantă, cea cu administrare orală, care este disponibilă, este cu aceleași beneficii, aproximativ ca și semaglutida injectabilă, pentru care nu este neapărat o tragedie că un anume produs cu o anumită formă de administrare va lipsi de pe piață. Sunt absolut convinsă că situația va găsi, sau pentru această situație se vor găsi soluții în viitor. Sunt așteptate și alte molecule inovatoare. Tratamentul pentru pacientul cu diabet zaharat tip 2 presupune nu doar un singur medicament, nu doar o singură atitudine terapeutică, este un cumul de terapii care se asociază de cele mai multe ori în beneficiul pacientului. Și avem în momentul de față la dispoziție tot ce este necesar pentru tratamentul pacientului cu diabet zaharat tip 2. Cam câți pacienți sunt în România care iau acest medicament? E foarte greu. Este foarte greu de estimat. Tratamentul injectabil cu analogi de GLP-1 nu presupune doar semaglutida injectabilă. Sunt pacienți care au fost și pe alte tipuri de molecule și care sunt în continuare. Dulaglutida, de exemplu, sau o altă exenatida injectabilă, o altă moleculă din aceeași clasă. Așa că mi-este foarte dificil să vă pot aprecia acum și să vă dau o valoare niște exactă. Sute. Cu siguranță, da. Cu siguranță, da, pentru că noi toți specialiștii în diabet, în nutriție și boli metabolice ne-am bucurat foarte tare când această moleculă a fost prezentă în țară și disponibilă în programul național, pentru că am putut să ne tratăm pacienții, în mod special cei cu diabet zaharat tip 2, care asociau patologie cardiovasculară aterosclerotică. Ceea ce înseamnă că am fost de la bun început conștienți de valoarea acestui medicament și majoritatea pacienților care se încadrau, bineînțeles, în principalele indicații ale moleculei au fost inițiați și, bineînțeles, ulterior au continuat tratamentul. Firește, există și reacții adverse, există și contraindicații, dar în mare măsură pacienții care au urmat acest tratament au fost foarte bine conduși și cu rezultate foarte bune. Aș vrea să vorbim puțin și de partea cealaltă a acestui medicament. Foarte mult este și a fost luat pentru slăbit. Și aș vrea să-mi spuneți dacă este un medicament și pentru slăbit, dar în România este prescris pentru pacienții cu diabet sau nu? Adică își fac rău oamenii care îl iau să slăbească? Este o poveste, aș putea să spun, deja la nivel de basmă a ajuns. În lumea medicală, terapia antiobezitate cu semaglutida injectabilă, cea pe care o avem în momentul de față disponibilă în România. Și credeți-mă că nu e doar un basm al nostru mioritic aici, este un basm care e valabil în toată lumea. Sunt situații și au fost de rupere de stoc, de exemplu, în Australia, în Statele Unite nu mai vorbesc, deci acest produs pentru beneficiile extrametabolice pe care le are, în afară de reglarea glicemiei, scăderea în greutate, reglarea tensiunii arteriale a profilului lipidic, firește că a fost vânat și de persoanele care sunt non-diabetice. Scăderea în greutate este, într-adevăr, una dintre caracteristicile principale ale moleculei și un beneficiu extraordinar,
Iar tocmai pentru acest fapt există varianta cu o concentrație diferită față de cea dedicată pacientului cu diabet zaharat tip 2, varianta injectabilă dedicată pacientului care este cu suprapondere sau obezitate. Așadar, trebuie să folosim produsul acolo unde el are designul clar, este recomandat pentru pacientul cu diabet zaharat tip 2, atunci îl vom folosi pentru pacientul cu diabet. Dacă are indicație pentru obezitate, îl vom folosi pentru obezitate, pentru că este în esență aceeași moleculă, dar concentrații diferite. În ceea ce privește tratamentul obezității, adică în România... există Ozempic pentru slăbit pe care îl puteți prescrie, dar cu altă concentrație? În momentul de față, în România, nu este disponibil. Dar există și în Europa și în Statele Unite varianta injectabilă cu aceeași moleculă, aceeași substanță activă, dar într-o altă concentrație și sub altă denumire. În România avem, ca să zic așa, un alt analog de GLP-1 dedicat pacientului cu obezitate. Este produsul, se numește liraglutidă, este molecula prezentă în acest medicament. Este o moleculă eficientă, o moleculă testată, o moleculă sigură și care are tot formă injectabilă, dar nu o dată pe săptămână, ci în fiecare zi. Se titrează doza, se face sub supraveghere medicală. Înainte este necesar ca pacientul să fie evaluat atât din punct de vedere clinic cât și biochimic. Trebuie făcute niște analize de sânge, pentru că nu dorim ca pacientul care dorește să slăbească să aibă și complicații. Așadar, acest tratament se prescrie sub stricta indicație și observația medicului, se titrează dozele de la o săptămână la alta în funcție de reactivitatea pacientului și de toleranța lui. Așadar, de ce am folosit un produs care nu are design pentru obezitate atâta timp cât avem ceva absolut asemănător, similar, dedicat pacientului care dorește să slăbească și care este... Are efecte mai rapide sau poate pentru că se administrează o dată pe săptămână? Este o altă moleculă. Deci este o altă moleculă comparativ cu semaglutida, liraglutida. Cred că este cea mai veche moleculă din clasa analogilor de GLP-1, această clasă mare a incretinelor, cum îi spunem noi, care este într-o continuă dezvoltare în momentul de față, este o efervescență acolo teribilă, pentru că deja discutăm de incretine duble, triple, deci ce avem noi acum este așa începutul poveștii. Însă această liraglutidă este cea mai veche moleculă de analog de GLP-1, este cea mai mult studiată, are cele mai multe trialuri clinice și elementele de siguranță și de eficiență sunt foarte clare și dovedite de atâția ani de zile, zeci de ani aș putea să zic. În ceea ce privește compararea din perspectiva greutății între cele două molecule, este foarte dificil de spus care este mai eficientă, atâta timp cât eu în țară nu am și varianta de semaglutidă dedicată pacientului cu obezitate ca să pot să fac un studiu head-to-head. Adică să am molecula de liraglutidă dedicată pacientului cu obezitate și de semaglutidă și să le compar care sunt mai eficiente, care sunt cu reacții adverse mai multe, pentru că contează foarte mult lucrul acesta și siguranța, evident. Așadar, mi-e greu să mă pronunț, dar una peste alta, medicamentul minune nu există. Medicamentul minune presupune că alături de orice terapie inovatoare pe care o avem, trebuie să existe un element esențial, dar poate cel mai greu de urmat. Este vorba de stilul de viață. Stilul de viață care include atât dieta, igiena somnului, exercițiu fizic, presupune să ai niște schimbări sau cel puțin să încerci să le faci, pentru că medicamentul minune la un moment dat fie nu mai este pe piață, nu mai este disponibil din vari motive, fie nu ai toleranță la el, fie la un moment dat chiar ai contraindicație să-l poți administra și practic rămâi descoperit tu, pacient care asociază obezitate și nu mai ai nimic la dispoziție.
Singurul lucru pe care poți să-l faci și primul care de fapt este indicat este schimbarea stilului de viață și adoptarea unei diete. Cred că trebuie să se înțeleagă foarte clar că aceste medicamente, oricât de potente ar fi ele, nu presupun să devorăm frigiderul de la stânga la dreapta și de sus în jos, în ideea în care facem o injecție sau luăm o pastilă. Deci n-am tot schimbat dieta nimic. Rămâne sfântă. Rămâne primul pas în optimizarea stilului de viață și în orice tratament, cel puțin când discutăm despre obezitate sau despre diabet, care asociază și obezitate, primul lucru în toate ghidurile din lumea asta spun așa. Lifestyle optimization. Deci e primul pas pe care trebuie să-l faci și cel mai dificil. O să vreau să vorbim un pic și despre dietă, mai ales că ați participat la această strategie de prevenție a bolilor cardiovasculare. Nu greșesc. Nu. Dar înainte aș vrea să-mi spuneți cât poate să slăbească o persoană cu acest medicament pentru slăbit? Sau o Ozempic? Depinde foarte mult de profilul persoanei. Dacă persoana înțelege și urmează și această, hai să nu-i spunem dietă, de fapt, obiceiuri alimentare sănătoase, asta este mai corect. Corectează ceea ce nu era bine înainte. Asociat cu un medicament potent, poate să scadă 20-30 de kilograme. Sigur că da. Depinde și de la ce greutate pornim cu pacientul. Pe de altă parte, sunt și persoane care au crezut că acest medicament minune le va permite să mănânce la fel ca înainte, să își păstreze aceleași obiceiuri nesănătoase alimentare și nu au avut un câștig în sensul scăderii în greutate senzațional. Studiile spun că, într-adevăr, greutatea strict pe tratament, fără intervenție nutrițională, poate să fie undeva 6-10 kg. Încă o dată, depinde foarte mult de perioada de urmărire a pacientului și de statusul de la care el pleacă în momentul în care se inițiază tratamentul. Dar ce fac aceste medicamente este că ne dai pofta de mâncare? Mecanismul este mai complex. Efectul acesta antiobezogen a fost observat întâmplător, ca să spunem așa, pentru că medicamentul, așa cum am spus, de la bun început, și liraglutida, și semaglutida, și dulaglutida au fost ca design strict pentru diabetul zaharat. Au constatat însă în studii că pacienții și slăbeau. Lucru extraordinar de important la un pacient cu diabet zaharat tip 2 care asociază obezitate sau suprapondere. Și atunci s-a pornit cumva la această analiză a subgrupurilor să se vadă ce anume se întâmplă, cum anume scade în greutate și care ar fi practic explicația. Explicația nu este pe deplin elucidată. În momentul de față sunt mai multe mecanisme care sunt incriminate, dar pe scurt și poate așa la modul oarecum neștiințific, acțiunea este la nivel central, la nivelul creierului, unde inhibă practic foamea și dă acea senzație de sațietate precoce, adică ai mâncat foarte puțin și dintr-o dată nu-ți mai este foame. Pe de o parte, deci are un mecanism la nivel central și încă un mecanism la al doilea creier pe care îl avem în organismul nostru și anume stomacul. Acolo acțiunea sa este de a întârzia evacuarea gastrică, adică practic tot ce ai mâncat în loc să se elimine în 2-3 ore în funcție de compoziția bolului alimentar, evacuarea va fi mult mai întârziată, astfel încât deseori se întâmplă pacientul să asocieze constipație, dar senzația în mod principal este aceea de plenitudine, nu-ți mai trebuie nimic, ai stomacul plin. De fapt și de drept fiind întârziată această evacuare, instalează această senzație care devine la un moment dat și elementul principal pentru care nu mai poți mânca. Recunosc și insist că am întâlnit și persoane care nu au nicio reacție. Deci aș spune chiar că sunt grupuri de pacienți care pot să se încadreze în acest mecanism sau această explicație și alții nu. Există dovezi că există și pacienți care sunt cumva neresponsivi la tratament. Și atunci
De aceea e nevoie de medic să identifice pacientul din timp ca să știe ce abordare trebuie să aibă în funcție de evoluția pacientului și de ceea ce este necesar a se face pentru a evita această situație sau eventual chiar schimbarea tratamentului în cazul în care eficiența în primele două luni nu a fost dovedită. Dar, pe scurt, mecanismul prin care acționează este exact acesta. Are un mecanism central la nivelul sistemului nervos central unde inhibă centrii foamei și sațietății, iar la nivelul stomacului întârzie evacuarea gastrică. Foarte simplu și în felul ăsta nu ți este foame, deși ai mâncat foarte puțin. Haideți să ne explicați și ce înseamnă aceste obiceiuri sănătoase pe care ar trebui să le avem. Vorbim foarte mult de dieta mediteraneană. Ce înseamnă, ce ar trebui să faci, ce ar trebui să mâncăm și cum și cât și când pentru a ne păstra sănătatea mai mult timp? Dieta mediteraneană, în esență, nu este o dietă. A fost denumită așa pentru a putea, mă rog, cu ușurință să fie explicată, să fie folosită ca și nomenclatură, dar ea, în esență, nu este o dietă, este un stil de viață. Care presupune, dacă ne referim strict la ce mâncăm, ne presupune alegerea alimentelor funcționale, cum ar fi legumele și fructele, în mod special cerealele integrale, în favoarea lor și în defavoarea alimentelor care sunt procesate, în favoarea cărnii roșii, în mod special, în favoarea alimentelor semi-preparate și a cantităților mari de alcool. Piramida alimentară care a fost construită cumva după principiile dietei mediteranene, exact asta și spune. Piramidele complexe asociază în schimb și exercițiu fizic și hidratarea extrem de important. Din punctul meu de vedere, există două principii nutriționale importante care ar trebui menționate. Prima, într-adevăr, este dieta mediteraneană, cu compoziția ei cumva bogată în fibre, în elemente funcționale pe care practic o și întâlnim în fiecare zi, cel puțin la persoanele care doresc să urmeze un astfel de stil de viață sănătos. Este compatibil cu stilul de viață sănătos, cu o dietă sănătoasă. Cealaltă dietă este o dietă care se adresează pacienților cu hipertensiune arterială. Boli cardiovasculare se numește dieta DASH și este nimic altceva decât dieta mediteraneană, care în schimb promovează o reducere a conținutului de sare, tocmai pentru a preveni sau pentru a putea menține tensiunea arterială în limite normal acceptate. Dieta mediteraneană în România, care nu este o țară mediteraneană, poate fi considerată o glumă. Însă, dacă ne uităm puțin la elementele principale ale dietei în țara noastră, vom vedea că sunt foarte multe elemente comune și, surprinzător, dacă vom merge în țările mediteraneene, vom constata că nu mănâncă conform dietei mediteraneene, ceea ce poate să ridice un semn de întrebare. Ca să poți să urmezi o astfel de dietă, în primul și în primul rând trebuie să înțelegi că alimentele pe care le consumi sunt elementele care îți folosesc ție pentru energie structural vorbind și sunt elemente pe care ar fi bine să le suplimentezi din alimente de calitate. Alimentele de calitate, cum spuneam, sunt fructe, sunt legume, atenție cele de sezon. Picăm în această, cum să spun, hai să zicem, păcăleală a zilelor noastre, le avem pe toate la dispoziție, toate fructele și toate legumele de pe fața pământului le putem găsi în supermarket, dar asta nu înseamnă că sunt și de calitate. Dacă în perioada verii avem fructele noastre tradiționale, cireșe, vișine, caise, piersici, mere, pere, pe acelea trebuie să le folosim. Iarna, fructele de sezon sau fructele care în general pot să reziste mai târziu, cum ar fi de exemplu gutuile sau merele. În momentul în care noi vom mânca tot felul de fructe exotice, pentru care organismul populației noastre nu este neapărat pregătit, beneficiile nu mai sunt neapărat aceleași. Și chiar
Cred că este necesar să promovăm mâncarea noastră tradițională și aici îl citesc pe domnul profesor Hâncu, care a lansat cu vreo 2 ani de zile în urmă un concept de dietă carpato-danubiană. Acesta este principiul nostru, cu elemente care vin din zona lactatelor, cu brânză, cu lapte, cu fructe, cu legume, cu mâncăruri gătite, extrem de important. Am uitat să gătim. E foarte important să gătim, nu să comandăm să vină mâncarea gătită acasă. E o diferență foarte mare. Nu poți mănânci mai fructe și legume, din când în când pește și puțină carne de pui sau curcan și o dată pe lună vită. Trebuie să le ai la dispoziție pe toate și trebuie să te folosești de toate. Până la urmă nimic nu este interzis, totul se face cu măsură. Însă una este să mănânci alimente prăjite, spre exemplu aripioare în ulei, bine mersi prăjite pane, și alta este să le mănânci la cuptor. E o diferență foarte mare. Din perspectivă nutrițională, poate nu, dar a calității produsului și a beneficiului pe care tu poți să-l ai ca persoană în urma unui produs care este plin de grăsimi saturate versus un produs care are mai puține grăsimi saturate și este poate mai puțin gustos decât celălalt, e mare. Este adevărat că dacă mănânci noaptea, mănânci mult, poți să faci diabet? Există mai degrabă o legătură între mâncatul noaptea și obezitate. Acum sunt mai multe motive pentru care unii oameni mănâncă noaptea. Ce pot să spun, inclusiv din proprie experiență, este că undeva pe la ora 11 noaptea apar așa numitele cravings-uri, pofte. Dacă te prinde acea oră, fie că lucrezi, fie că încă nu ești în pat să dormi, ele devin din ce în ce mai insuportabile și cer neapărat să fie satisfăcute. Și de regulă vei eșua în frigider căutând ceva dulce, ceva gras și ceva sărat. Cam asta este ordinea. Că se întâmplă odată, poate să fie un accident, dar în momentul în care devine obișnuință, acest mâncat nocturn va duce la creșterea în greutate și se asociază, cum spuneam, cu obezitatea. Este de altfel, sau sunt mai multe studii care arată inclusiv persoanele care lucrează în turele de noapte sunt predispuse nu numai creșterii în greutate, dar și a unor tipuri de forme de cancer care cred că au o legătură tot cu creșterea în greutate, dat fiind faptul că obezitatea și cancerul sunt într-o relație demonstrată deja. Dacă greutatea crește la un pacient care are poate factor de risc pentru diabet, să dezvolte un diabet zaharat tip 2 franc, este doar o chestiune de timp. Ce complicații apar de la diabet? Multe. Multe și foarte importante. Complicațiile diabetului sunt clasificate în două mari grupe. Sunt complicații microvasculare și complicații macrovasculare. Cele microvasculare, practic, vizează ochiul, rinichiul și sistemul nervos. De aceea vom avea cea mai întâlnită formă de orbire la pacientul cu diabet zaharat tip 2, retinopatia diabetică. Vom avea una dintre cele mai subdiagnosticate forme de neuropatie, neuropatia diabetică, care are și o durere tipică, durerea neuropată, aș spune, lancinantă și foarte greu de tratat, care la rândul ei, neuropatia diabetică, alături de boala arterială periferică, care este o boală macrovasculară, reprezintă principala cauză de amputație la pacientul cu diabet zaharat și a fost publicat în urmă cu un an de zile un studiu care arată cât de gravă este situația amputaților în România, peste 11.000 de cazuri de pacienți amputați. Iar a treia formă, la fel de gravă, este legată de rinichi și anume boala cronică de rinichi,
care este una dintre principalele patologii renale la pacientul cu diabet Zahara tip 2, care duc către dializă sau transplant renal. De ce avem atât de multe amputații? Sunt multe cauze. În primul rând, pacientul care are neuropatie diabetică își pierde simțurile, pe scurt. Pacientul nu mai simte la nivelul membrelor inferioare, la nivelul tălpilor picioarelor, nu mai simte de cele mai multe ori. Acestea sunt semnele neurologice în minus, caracteristice afectării fibrelor groase neuropate, adică într-o formă avansată a bolii, se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci când sensibilitatea este pierdută, atât termică, tactilă, vibratorie, fie că poartă o încălțăminte neadecvată sau merge prin curte, cum deseori se întâmplă și se rănește, pacientul nici nu știe ce a pățit, nu vede. Dacă mai există asociată și arteriopatia diabetică, adică pe scurt este nimic altceva decât prezența plăcilor de aterom și de cele mai multe ori și calcificarea lor la nivelul membrelor inferioare, la nivelul plantei piciorului, deci cele două asocieri, neuropatie și boală arterială periferică, vor produce niște dezechilibre atât de importante la nivelul citoarhitectonicii boltei plantare a circulației locale și a inervației respective, încât greu va fi de restabilit. Și așa cum spunea, marea majoritate a pacienților nu merg din timp să fie evaluați pentru neuropatie, nici nu avem tratamente dedicate, sunt doar două produse care sunt eficiente, dar până la un punct. Și de cele mai multe ori pacientul cu diabet are acea vulnerabilitate de a dezvolta infecții mult mai rapid și de a fi trenante și rezistente la antibiotice, drept pentru care o infecție pe un ulcer arteriopat sau neuropat este o catastrofă care de cele mai multe ori se finalizează cu amputație. E o tragedie. Se pot face lucruri în zonă. Putem să avem această formă de diagnostic precoce a neuropatiei diabetice. Educația pacientului contează foarte mult. Sunt cele 10 porunci ale piciorului diabetic pe care orice pacient ar trebui să le știe, fie că nu are probleme. Care sunt? Păi, în primul și în primul rând, igiena locală este extrem de importantă. În fiecare seară, spălat cu corectitudine picioarele și între degete, uscare și hidratare. Piciorul diabetic este un picior caracterizat de anhidroză, uscat, foarte uscat, care iarăși este un factor precipitant al leziunilor la acest nivel. O altă regulă este ca intervenția asupra, să zicem așa, părții cosmetice a unghiilor, și anume pedicura la domiciliu, trebuie evitată. În general, unghiile încarnate sau problemele legate de anumite modificări ale patului unghial trebuie să rezolvate în centre specializate, tocmai pentru a evita asemenea tragedii. Pacientul trebuie să poarte încălțăminte cu modă, trebuie să aibă în picioare șosete din bumbac, dacă se poate albe, pentru că dacă se întâmplă ceva, este mai ușor să vezi o pată de sânge pe un ciorap alb decât, eu știu, direct în încălțăminte sau pe un ciorap închis la culoare. Parte din aceste porunci vi le-am spus acum și sunt și cele mai importante. Din păcate, nu toți le respectă, nu toți le știu. Și, cum spuneam, neuropatia diabetică este o afecțiune, o complicație a diabetului zaharat tip 2 și tip 1, subdiagnosticată. Și atunci, să zicem așa, povara acestor amputații pe care, încă o dată, le-am văzut publicate anul trecut, este cumva explicabilă. Ce trebuie făcut?
sau mai bine zici, cine ar mai trebui să fie lângă medicul diabetolog și lângă chirurg, poate medicul cardiolog intervenționist, care ne-ar putea ajuta în cazurile în care este asociată și boala arterială periferică și există această șansă de dezobstrucție a arterelor, dacă aceasta este posibilă și nu sunt foarte calcifiate, se pot face o sumedenie de intervenții care să salveze piciorul. În medie, un picior care reușește să fie salvat înseamnă undeva între 4 și 6 luni de recuperare, ceea ce înseamnă zilnic pansament, toaletă locală, debridare dacă este cazul, tratament cu antibiotic și orice este nevoie pentru a putea salva chiar și un deget, contează foarte mult. Cât de eficient, nu știu dacă există studii pe oameni care au mâncat sănătos sau aceste obiceiuri sănătoase și cu cât ne prelungesc viața aceste obiceiuri. Pentru că toți medicii ne spun mănâncă sănătos, fă-i mișcare, dar am vrea să știm cât de mult ne ajută. Păi da, ne ajută. În primul rând că ne ajută să nu ne îmbolnăvim și dacă nu ne îmbolnăvim înseamnă că ne prelungim automat viața, da? Și calitatea vieții. Acum, nu poate fi o cutumă aplicabilă tuturor, dar există nenumărate date științifice și studii care au demonstrat compoziția unei diete sănătoase are multiple beneficii. Și tocmai ce spuneam, dacă avem un conținut scăzut de sare, riscul de a face hipertensiune arterială, de a dezvolta hipertensiune arterială este unul mai mic. Există la fel un conținut optim de lipide și în mod special grăsimi sănătoase, grăsimi vegetale, care au calitatea de a nu crește colesterolul și a nu duce pacientul către dislipidemie, de a nu dezvolta placă de aterob, cel puțin nu atât de repede ca în populația care mănâncă nesănătos. Obezitatea în sine, prin faptul că este prezentă ca urmare a unui stil de viață nesănătos, aduce după sine 240 de complicații. Așa că, de fapt și de drept, un stil de viață sănătos ne prelungește viața, în primul rând, prin prisma faptului că vom evita anumite boli să apară sau cel puțin vom întârzia momentul în care acestea vor fi prezente. Pe lângă hidratare și exercițiu fizic, cred că e important de menționat și consumul de tutun, indiferent de în ce formă. Și cred că un semnal de alarmă poate fi tras, aș spune, pentru generația de 12, 13, 14 ani. Acești copii, din păcate, sunt expuși acestui consum de diverse produse, fie că discutăm de vaping sau altele, care pot să devină și cu siguranță vor deveni obiceiuri nesănătoase, alături de libertatea de a alege dintr-o multitudine de oferte de fast food, care mai de care mai frumos prezentate pe toate canalele social media. Și cu siguranță această nouă generație în 10 ani de zile, poate 15, vor avea patologii cronice pe care noi le vedem mod uzual la pacienți de 60 de ani sau poate și mai mult. Ceea ce este mai dificil de înțeles și de acceptat este faptul că tocmai datorită acestui stil de viață și a compoziției dietei sunt deja cazuri de diabet saharat tip 2, nu mai vorbesc de obezitate, la copii foarte tineri. Iar în momentul în care diabetul saharat apare la o vârstă foarte fragedă, nu neapărat că e diferit de forma de diabet saharat tip 2 de la un adult, dar se caracterizează însă de agresivitate, da? Deci o formă agresivă, o formă care precipită apariția complicațiilor mai repede decât la un pacient adult și gravitatea per ansamblu este una mai mare decât la un pacient adult. Așa că poate, prin perspectiva educației,
cred că ar trebui să facem lucrurile mai bine, de fapt, într-un mod eficient pentru această generație care, încă o dată, a crescut cu fast food-ul pe masă și cu această libertate extraordinară de a putea procura tot ce își dorește, dar educația trebuie să vină să corecteze acest lucru. Și eu cred că tocmai asta legea prevenției își propune, ca educația să aibă 4 paliere importante și cel mai important palier este acela de educație primordială, adică acea educație încă din grădinițe și din școli, pentru că dacă anumite obiceiuri sunt deprinse din copilărie, nu că nu pot fi schimbate, dar pot fi schimbate mai greu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, tot în elementele legii prevenției, și mă refer la intervenția primordială, contează foarte mult și implicarea autorităților locale. Pentru că dacă noi nu înțelegem că lângă o școală nu trebuie să fie fast food, lângă o școală nu trebuie să fie un chioșc cu tot felul de produse care mai de care mai nerecomandate copiilor pe grupele respective de vârstă, și vom găsi soluții, fie să facem mici cantine astfel încât să-și gestioneze mâncarea sau cel puțin să-și compună un pachet sănătos, nu o să reușim. Adică fără suportul tuturor, doar că vorbim niște vorbe și că enumerăm niște principii, sunt pur și simplu picături în ocean. Am înțeles bine că ați spus că o mâncare nesănătoasă duce la 240 de complicații? Dacă asociază obezitate, obezitatea aduce după sine cam 240 de complicații. Multe. Diabet zaharat tip 2, boală cardiovasculară, ficat gras. E un subiect extrem de important, o altă patologie importantă, subdiagnosticată, subevaluată, dar care are o evoluție destul de nefastă în timp către ciroză și către carcinom hepatocelular și este una din principalele cauze de transplant hepatic. Prea puțin ne-am focusat atenția către această patologie. Obezitatea asociază disfuncții și afectări articulare, asociază tulburări gastrointestinale și, în general, boală de reflux, diverse forme de cancer. Sunt o sumedenie de patologii. Reversul este că dacă pacientul reușește să scadă în greutate și să mențină, că de fapt aici este toată, cum să spun, este toată tot efectul pe care trebuie să-l înțeleagă pacientul, nu să slăbești pe moment, să menții, este cluul, ca să zic așa, întregii acțiuni, trebuie să menții greutatea. Ei bine, dacă, și sunt studii care arată asta, dacă pacientul pierde între 10 și 15% din greutatea lui, atunci diabetul zaharat, boala cardiovasculară, insuficiența cardiacă, steatoza hepatică, boala de reflux, hipertensiunea, dislipidemia pot fi foarte bine ameliorate, iar în ceea ce privește diabetul zaharat sunt câteva studii extrem de serioase care arată că scăderea în greutate la peste 15% duce în remisie diabetul zaharat tip 2. Adică, cu alte cuvinte, îl vindecăm. Dar doar temporar, pentru că dacă nu menținem greutatea obținută, toate sunt reversibile. Asta apropo și de discuția cu care am și început, cât de eficiente sunt medicamentele. Ele sunt atâta timp cât pacientul reușește să-și mențină greutatea și greutatea este menținută și prin modelarea comportamentului alimentar. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Concluzia practică ar fi că trebuie să mâncăm cumpătat, câte puțin, cu atenție să ne alegem alimentele. Și poate că mai mult decât atât, noi ca femei, ca mame, trebuie să fim exemplu în casa noastră. De acolo pleacă totul. Mama este elementul central al familiei. Mama imprimă inclusiv comportamentul alimentar, drept pentru care fac apel
tuturor femeilor, mamelor, care trebuie și sunt convinsă că multe dintre ele au înțeles că schimbarea vine din interior în ceea ce privește comportamentul alimentar. Cred în continuare că scăderea în greutate nu este o bătălie, trebuie să devină un stil de viață până la urmă, pentru că alimentele pe care le mănânci te definesc într-un final. E o vorbă care îmi place foarte tare, spune-mi ce mănânc ca să spun cine ești. Mulțumesc tare mult și vă mai aștept pe acest subiect, pentru că e mult de discutat, așa cum spuneați, educația din acest punct de vedere lipsește foarte mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Găsiți acest podcast pe site-ul digi24.ro, pe YouTube și pe platformele de podcast Apple și Spotify. Ne revedem săptămâna viitoare.